S-a răsturnat cu combina pe câmp în timp ce se afla la treierat. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 42 de ani din localitatea Cârceni, care în urma accidentului a fost transportat de urgență la spital. Utilajul agricol în care se afla bărbatul s-a răsturnat pe raza localității Cârceni în cursul zilei de sâmbătă. Victima se afla pe câmp la treierat în momentul producerii accidentului. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri. De asemenea, paramedicii Smurd au acordat primul ajutor bărbatului care suferise o fractură la picior. Sâmbătă, în jurul orei 17, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru acordarea primului ajutor medical unei persoane după ce utilajul agricol în care aceasta se afla s-a răsturnat pe raza localității Cârceni. În urma accidentului, un bărbat, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale de la paramedicii Smurd din cadrul stației Strehaia. După acordarea primului ajutor medical calificat, bărbatul, în vârstă de circa 42 de ani, care a suferit o fractură la membrul inferior, a fost predat în drum spre spital unui echipaj al serviciului de ambulanță județean. Pompierii mehedințeni au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. După acordarea primului ajutor medical, bărbatul care se afla în combină în momentul răsturnării acesteia a fost preluat de un echipaj al serviciului de ambulanță județean.